Vorbim enorm despre inteligența emoțională, despre dezvoltarea personală. Sunt cuvinte foarte la modă, dar care și acoperă o necesitate reală. Noi chiar avem nevoie să ne înțelegem profund emoțiile, ceea ce simțim. Avem nevoie să explicăm celorlalți ceea ce simțim, mai ales atunci când sunt relații relevante pentru noi. Avem nevoie să știm despre copiii noștri ce simt. Și punând întrebarea aceasta, ce simți, vreau să spun că nu este suficient, pentru că nu neapărat cunoaștem sau stăpânim limbajul emoțiilor. În sesiunile pe care eu le lucrez, oamenii pe care îi întâlnesc, chiar și când au o problemă adâncă, dureroasă, când le spun, pune degetul pe problemă, spune-mi ce e acolo, este un cumul de emoții, este un cumul de sentimente, trebuie decelat, trebuie văzut, dat la o parte, până se clarifică, până când pur și simplu se limpezește emoția aceea și poate omul să spună clar, asta simt, asta mă doare. E bine, limbajul acesta trebuie format și trebuie exersat noi cu noi înșine, noi cu ceilalți, noi cu copiii noștri, noi cu partenerul nostru de viață. Vorbim foarte mult în relații despre cum celălalt ne împlinește sau nu ne împlinește nevoia, dar problema este și cum noi emitem, cum noi comunicăm nevoia pe care noi o avem. Ori de foarte multe ori nevoia aceasta este emoțională și noi nu știm să o spunem ca atare. E foarte important limbajul acesta. Acesta se formează, acesta se exersează. Ori există o rezistență naturală pe care am observat-o chiar și la copiii mei, o rezistență în fața acestui bagaj emoțional, ca și cum s-ar simți mai vulnerabil odată ce îl stăpânesc. Ei bine, e o barieră care trebuie depășită. Eu fac exercițiul ăsta cu copiii mei, pentru că nu-i suficient să-l întreb cum te-ai simțit astăzi la școală. Trebuie să știe să spună, să pună în cuvinte, să exprime. Nu se dă afară emoția aia și nu se procesează până nu găsește cuvântul corect pentru ea. Pur și simplu, așa stau lucrurile. Ei bine, procesăm emoțiile care sunt mai puțin plăcute, acelea negative, găsim limbajul pentru ele. Dar în măsura corectă și în egală măsură, găsim și limbajul pentru emoțiile pozitive. Trebuie să învățăm să fim cu adevărat recunoscători și să folosim vocabularul pentru recunoștință, să folosim vocabularul pentru generozitate, pentru toate lucrurile bune care ni se întâmplă în viața noastră. Să învățăm, să exersăm, să spunem mulțumesc, să arătăm recunoștință oamenilor care cu adevărat ne-au ajutat. Și sufletul lor așteaptă recunoștința aceea. Oricât de mult am spune noi că nu contează, ba da, contează. Contează, se mai zidește ceva aici în sufletul celui care a dăruit. Recunoștința este importantă. Vocabularul emoțiilor este extraordinar de important. Vreau să vă spun că sunt sute de cuvinte care acoperă paleta aceasta emoțională. E bine, trebuie să începem să le folosim noi cu noi, cu oamenii care contează pentru noi și mai ales cu copiii noștri.